Salutare! Bun, acum o să-ți explic ce implică acest pachet elit, da? Și pentru cine este destinat acest pachet. Bun, acest pachet este destinat persoanelor care, proprietarilor sau dezvoltatorilor imobiliari, de ce nu, care dețin mai multe apartamente, garsoniere și doresc să le listeze în regim hotelier. Ei, practic, vor să ne le pună la dispoziție, noi să ne ocupăm cu administrarea lor de la A la Z, de la listare până la curățenie și administrare în totalitate, să spunem așa. Și începem cu prima opțiune, mai exact, listarea. Noi trebuie să listăm această proprietate, trebuie să o listăm pe Booking, pe Airbnb, pe alte platforme similare. Trebuie să adăugăm descrierile, să le facem corespunzătoare, să funcționeze, să fie identificabile SEO și așa mai departe. Bun. Lansarea proprietății. Trebuie înțeles că această proprietate va trebui amenajată cum trebuie construit un sistem de self-check-in, da? Adică oaspeții trebuie să se poată decaza și caza singuri, da? Și inclusiv implementarea acestui sistem îl facem noi, da? Adăugarea locației în Google Maps, secțiunea hoteluri. Este foarte important ca orice locație de succes, să-i spunem așa, să fie listată și în Google Maps, secțiunea hoteluri. Mai exact, cineva care este deja în zona respectivă, dorește sau este în tranzit prin zona respectivă, dacă vine cu ajutorul la Waze, da, la aplicația Waze, e foarte important ca locația să fie implementată în secțiunea hoteluri pe Google Maps, da? Pentru că ele lucrează împreună. Google Maps-ul adică mai exact Waze sau Bolt sau Uber folosesc harta de la Google Maps. Și dacă în Google Maps este implementat, automat apar și aceste informații și în aceste aplicații, în Bolt, Uber și Waze. Implementarea de prețuri dinamice. Este foarte important să știi că în această industrie nu pui un preț și atât. De fiecare dată trebuie să pui un preț minim, mediu și maxim. Atunci când gradul de ocupare este mare în zona respectivă, prețul va crește și când gradul de ocupare este mic, prețul va scade. Sau mediu după caz, da? Acest tip de implementare a prețurilor se face cu softuri dedicate care măsoară acest aspect o dată pe zi, da? Adică la 12 noaptea el se duce, scanează proprietățile din zona respectivă și stabilește prețul raportat la cum îl setăm noi acolo, deci minim, mediu și maxim, da? Bun. Reclamarea la platforme a problemelor legate de comportamentul oaspeților, da? Tot mereu se poate întâmpla ca un oaspete să facă o rezervare. Mai exact, o mămică face o rezervare pentru fiul ei care are 18 ani. Ea face rezervarea pentru mâine, pentru două persoane, de ce nu, și dintr-o dată aterizează în locație mai mult de două persoane, 6, 7, 8. Acest aspect va trebui raportat către aplicații pentru că proprietățile care le listăm noi în regim hotelier, noi bifăm acolo la opțiuni că această proprietate nu este dedicată petrecerilor. Și în această situație noi avem dreptul să raportăm la platformele de prof, la Booking, la Airbnb, să raportăm acest aspect, astfel ei îi contactează și îi invită să iasă afară din locație. Trebuie știut că în această situație noi nu trebuie să le mai dăm banii înapoi și dar acest aspect trebuie reclamat de cineva, fie că e noaptea sau ziua sau eu știu, să ceartă, sunt mai mulți oaspeți decât au declarat. Aceste aspecte va trebui raportate de cineva fizic, adică trebuie să intre la suport și să raporteze către platformele respective. Comunicarea cu oaspeții înainte, în timpul și după cazare. Deci e foarte important de știut că orice proprietate care este listată pe orice oas, orice proprietate care este listată, va trebui să aibă niște detalii de check-in bine structurate, bine puse la punct în mai multe limbi, ca ei să poată să se cazeze ușor,
ei trebuie pe timpul cazării să aibă informațiile necesare ale funcționalității obiectelor din locuință, să știu cum pornesc aragazul, să știu cum pornesc, unde găsesc aspiratorul, să știu unde găsesc gunoiul, da? Nu să se întâmple să stea 3-4 zile cu gunoiul în casă și nu l-au aruncat pentru că nu a știut unde să-l arunce. Eu spun treaba asta pentru că am întâlnit și întâlnesc frecvent așa ceva în locațiile care le administrez eu, da? Bun, inclusiv pe timpul șederii, trebuie să știe unde este magazinul din apropiere, trebuie să știe care sunt punctele turistice din oraș, da? Mulți și le știu dinainte, dar e bine să le afle și de la tine, pentru că poate la colț imediat este un supermarket, un mega imaj. De ce să meargă la un mega mall, nu știu unde, foarte departe, când poate să coboare jos la colț, acolo el trebuie să știe că undeva în apropiere are un supermarket unde poate să, o piață locală unde poate să-și cumpere câte ceva. Bun. Raportarea problemelor tehnice. Orice locație va trebui pregătită pentru următorul oaspete. Mai exact, cineva trebuie să vină în fiecare zi, de fiecare dată când se decazează oaspetele anterior și să vadă dacă cheia este în lockbox, acolo unde este locul, să vadă dacă frigiderul funcționează cum trebuie, să vadă dacă, eu știu, telecomenzile, bateriile la telecomenzi funcționează, aerul condiționat, televizorul, dacă funcționează, nu cumva să fie spart sau orice altceva, ca noi să putem să raportăm în timp real la platforme și să primim aceste despăgubiri. Creșterea veniturilor prin comunicare eficientă cu oaspeții. Trebuie înțeles că foarte mulți oaspeți doresc să se cazeze mai devreme sau alții doresc să se decazeze mai târziu. Pentru acest serviciu se solicită o sumă suplimentară. De ce se solicită o sumă suplimentară? Pentru că acesta trebuie să fie în corelare foarte exactă cu echipele de curățenie, cu cei de la suport, da? Care ei practic vorbesc cu oaspeții anteriori să vadă când pleacă și cu oaspeții care vor să vină la ce oră să vină, ca totuși noi, echipele respective, să aibă timpul necesar să ducă să facă curățenie și să pregătească pentru oaspeții care o să vină, da? Și pentru aceasta ei plătesc separat, clar, dar aceasta ajută să îți și crești veniturile per locație, da? Comunicarea cu oaspeți pentru organizarea timpului de curățenie. Este foarte important ca cineva să. Ei nu tot mereu răspund la mesajele automatizate care noi le creăm pe acest aspect, dar cu toate astea noi trebuie să luăm legătura cu ei telefonic, să vedem când pleacă, să plece, pentru că dacă cineva pleacă mai devreme, echipele care sunt pe traseu trebuie să știe că în locația X este liber mai devreme. Astfel se poate interveni mai devreme și se pot optimiza, ca noi să ne optimizăm timpul de lucru în ceea ce privește acțiunile de pregătire al locațiilor. Curățenia de checkout. Această curățenie nu implică neapărat spălatul geamurilor sau, eu știu, al balcoanelor, da? Sau igienizarea atunci când cineva a făcut acolo o mega petrecere, da? Pentru această curățenie de checkout se referă mai exact la spălatul, la schimbatul lenjeriei și al prosoapelor, la spălatul pe jos al prafurilor, lăsarea în stare perfectă a bucătăriei, al băii, spălatul băii, al bucătăriei și ce mai ține de această igienizare rapidă, da? Să-i spunem așa, curățenie blitz, îi mai spunem noi între noi așa. Spălatul și călcatul lenjeriei. După ce s-a făcut acest check al locației, da, cineva trebuie practic să ia lenjeria, să o ducă la o spălătorie, să o calce, să o spele și să o aducă înapoi la următoarea curățenie, la următoarea acțiune de curățenie, da?
Aceasta funcționează în următorul fel, deci trebuie știut că pentru fiecare locație va trebui să ai cel puțin 4 lenjerii. De ce 4? Pentru că atunci când în zilele legale, deci în timpul săptămânii, spălătoriile lucrează de luni până vineri. În schimb, sâmbătă și duminică nu lucrează. Asta înseamnă că în situația în care tu ai oaspete și sâmbătă și duminică, va trebui să avem încă o lenjerie suplimentară. În situația în care totuși ai un check-out și de Crăciun, de Revelion, adică când sunt mai multe zile libere la mijloc, pentru acele zile avem nevoie de minim 4 lenjerii ca să putem să trecem peste această perioadă. Acestea fiind spuse, eu îți mulțumesc foarte mult că te-ai uitat până la sfârșitul acestui video. Sper că ai înțeles acest pachet cum l-am explicat eu aici. Astfel te invit ca să te înregistrezi, să-ți trimitem ofertă pe acest pachet, da? În subsolul acestei pagini tu o să găsești un formular unde poți să-ți introduci datele de contact. Acolo, la scurt timp, într-o zi, maxim o zi lucrătoare, maxim o să-ți trimită cineva o ofertă pe mail sau poate s-ar putea chiar să te și sune personal, da? Să rezolvați, eu știu, ceva nelămuriri tehnice, poate nu este în area noastră de acoperire locația sau eu știu unde. În această situație o să te contacteze cineva telefonic și o să discutați punctual pe acest subiect. Și în cazul în care ai văzut acest video pe YouTube, acest formular îl regăsești în descrierea acestui video, da? Și în rest ne reauzim, baftă și îți doresc foarte multe rezervări să ai. Baftă, la revedere!